Este ultimul meci al rundei a treia. La start se află fetele. În acest moment, avans de 4 puncte pentru faimoși. Conduc cu 6-2. Le vom vedea concurând pe Cristina Constantinescu în roșu și Nicoleta Luncă în albastru. Ces 3, 2, 1. Cristina Constantinescu pentru prima oară pe traseu. Nicoleta Luncă este pentru a treia oară. Are astăzi o înfrângere în fața Andrei Arsine și o victorie în fața Cătălinei Șeicaru. Termină prima Kiki, termină și Nico. Avans de 2-3 metri pentru Kiki, dar se poziționează foarte bine pe plută Nicoleta și probabil vor ieși aproape în același timp. Da, urcarea către ciupercuțe, cad primele 3 și ultimele 3. Vedem inelele. Foarte bine, se descurcă până în acest moment Kiki un pic mai bine decât Nico. Iese prima Kiki, va avea un număr de aruncări suplimentare. Să vedem cum va arunca până la urmă Kiki. Nico cred că va continua de jos. Aruncă folosind o singură mână Cristina, doboară prima țintă, ratează Nicoleta, trea jos Kiki, avem ținta cu numărul 1, doborâtă de Cristina Constantinescu. Schimbă aruncarea Nicoleta, doboară și ea prima țintă, mai doboară Kiki odată, foarte bine, a treia țintă pentru Kiki. Mai are țintele cu numerele 2 și 3, dă în 3 din greșeală Nicoleta, aruncă prea tare Nico. Să vedem, Kiki, prea razant, prea jos, aruncă de această dată bine și scorul devine 7-2 în favoarea faimoșilor. Este cea mai mare diferență de până acum, cât că s-a lovit în creștetul capului Nicoleta Luncă. Nu, că n-ai nimic, n-ai nimic, stai liniștită. N-ai nimic, nu scurge. Finalul, măsi. Am trecut prin el. Hai, stai liniștită. Nu văd, nu văd. Mă duc să adun și gheață? Să nu se umple? Ia. Nu, stai așa. Am trecut prin el, cum e așa? Așa trebuie. Nu pot! A trebuit acum să rea prima tură. Stai mă, cu glumele astea, că afară-s minus 3 grade aici, nu vezi că murim de frig. Bravo, băi! Nu mai știți, am știut minus 3 grade. Da! Mulțumesc că ți-am nevoie să mă curăsc. E cald rău aici. Ba, picioarele, îmi rup capul în ăsta de final. Ce? Să-mi mai arunc o dată? Mai tare, mă, ce e asta? Așa, mă, bravo! Banca albastră este goală în acest moment, pentru că Nicoleta Luncă se află lângă medic, nu e nimic grav, nu vă îngrijorați, doar s-a lovit aici, în creștetul capului. Jocul pentru vilă merge mai departe, băieții sunt la start, Costin Gheorghe, Gabriel Nedelcu, scorul momentului 7-2 pentru faimoși. Succes! 3, 2, 1... Cristi lângă Gabi, Ion alături de Costin. Cea mai mare diferență de până acum a fost 4-0, iar acum este 7-2. Un punct adus de Nico și un punct adus de Gabi pentru războinici. Mic avans pentru Costin. Ajunge la inele. Egalitate, dar merge mult mai bine Gabriel Nedelcu pe această porțiune a traseului. Și ne pregătim de final, 7 puncte în dreptul echipei roșii. Foarte bine dau cei doi băieți simultan. Extraordinar a dat Costin, 3 din 3, dă și Gabi. Să vedem. Ajunge Gabi în fața lui Costin, aruncă și este punct adus de Costin. Scorul devine 8-2. Se iau în brațe cei doi. Andrei, mingea în picior, nu am. Am fost neplictisită. Alergam, am luat mingea și m-am întors. Și am stat și 3-4 secunde. Haideți să te intenționați că sunt cam de acum? Jur dacă nu am văzut mingea. Nu, nu, i s-a lovit. Nu i-am văzut mingea. Se vedea că mi-e și ce frică mi-era să nu iasă ăla să te lovești, ne-am spălat în costum, ne-am încălat. Cine acum? Hai, tata, haide, hai! Hai, mă, și ei! Ai dat bine, a dat cu piciorul mingii, dar... Iar vine, mă, ghinionul ăsta, mă, al vilei, mă! Te-a așteptat până te-ai pus tu la start. La start, la final. Nu, până... N-am dat amândoi în același timp. Nu, n-ați dat, dar... A dat înaintea mea, dar... Te-a așteptat puțin. Asta a fost, să fie. Ghinionul vilei lovește de nou. Ha! Și încă cum lovești? Hai, Giubi! Haide, Giubi! Haide, Giubi! Haide, Giubi! Haide! Haide, Giubi! Haide, Giubi! Haide! Ce faci? Ești bine? Vreau să te anunț că mai mi-a ieșit un corn la jumate. Acum o să am 3 coarne, nu doar 2. Jocul pentru vilă, 8-2, conduc faimoșii. De multă vreme n-am mai avut un joc cu diferențe atât de mari. La start se află Andrei Boțoacă și Cristi Dumitrache. Succes! 3, 2, 1... Cristi nu are astăzi nicio victorie. Singurele puncte ale echipei albastre aduse astăzi de Nicoleta Luncă și de Gabriel Nedelcu. 3 războinici alături de cei doi menționați. Cristi Dumitrache acum pe traseu. Termină primul Giubi, termină și Cristi. Ciupercuțele la inele deja se află în acest moment Giubi. 5 băieți rămași în competiție în lupta pentru marele trofeu la masculin și 4 fete pentru trofeul la feminin. Să vedem deocamdată finalul. Începe Giubi, dă în ținta cu numărul 2 și trebuie să se ducă să o reașeze. 3 ținte consecutiv Cristi Dumitrache. Giubi continuă Cristi și termină. Termină 8-3 scorul în acest moment, victorie pentru Cristi Dumitrache. Hai, Oana, mai stai, mai stai și tu, mă auzi? Bă, ce faci? Aprobă. Vrei să te mai speli? Și eu vrei să mă spăl puțin? Am apă la vilă. Am mai spălat, da? Am apă la vilă, e ok. Știu. Mulțumesc. Și cald. Să mai lua cu spălatul din autocar? Să te sigur că te spălată. Simțeam ceva miros în autocar, știam ce... Și ai vrut să sigur că... Bravo. Asta de sus? Ce? El era de sus? Da. Yes. Of course. E 8-2, 3. Da. Mi-am dat și cu... mi-am dat și cu spray în cap, zic că... Cum s-a fixat părul. Da. Tu urmezi, nu? Stai mișto. Cum e? Să simte la picioare, dar nu. Bă, eu să-ți iau reva așa pentru că... Ba, da. Da, bă. Eu nu mai apuc să mai intru. Te gândi? Da. Dar e best... Nu, că ăsta e... La fel o să fie alegeri. Hai. La scorul de 8-3 se înfruntă Andrei Arsine și Nicoleta Luncă în ultimul meci al acestei runde. A patra. Succes! 3, 2, 1. Pentru a patra oară așadar pe traseu Nicoleta Luncă are 2 înfrângeri și o victorie. A pierdut în fața Andrei Arsine. Se duelează pentru a doua oară astăzi cele două fete. Andreea așadar pentru a doua oară pe traseu. Ajunge prima pe plută Nicoleta, ajunge acum și Andreea Arsine. Trage-mă mai tare, îi strigă de pe margine Costin Andreea Arsine. Simpatică replica lui Costin. Nu știu cum a primit-o Andreea, dar ea spune de foarte multe ori că e foarte concentrată la ce se întâmplă pe traseu. Să vedem inelele, Nicoleta și Andreea. Termină Nicoleta, care s-a lovit la cap chiar în țeava care acționează acel mecanism, mai exact, care împinge mingea. Începe foarte bine Andreea Arsine, dă foarte bine și Nicoleta. Țintele cu numărul 2 nu cad, ba da, la același timp. Aruncă Andreea, îi sare mingea Nicoleta. Să vedem, aruncă de jos, ratează. Ratează și Andreea, recuperează săculeții Nicoleta. Să vedem și termină Andreea Arsine. 9-3 în acest moment în favoarea faimoșilor. Auzi, tu reacționezi mai agresiv decât o fac. Ce vrei, mă? Adrenalină! Frate, ești mai agresivă ca... Ia mă, dai că nu mai am apă! Uite! Ce vreți, mă? Ce uite! Hai, gata, am înțeles, e rece! Ia prin pipa! Nu, aia nu! S-a recus apa la avioare! Ai văzut că la mine a dat ușor! Bravo! Vrem să ne apropiem de tine ca să știm. Ne apropiem sau nu de tine, că nu mai știm. Adică, ca să știm. Deci poate pune cam la 3 puncte astăzi? Da, da. No la 3 conduc faimoșii în jocul pentru Vila. La start, din nou Ion Surdu. Din nou Gabriel Nedelcu. Succes, băieți! 3, 2, 1... 3 puncte au reușit războinicii astăzi. Unul Gabi, unul Cristi și un punct Nico. Au mers mult mai bine faimoșii și suntem foarte aproape de a nota încă un succes al lor în jocurile pentru vilă. Blestemul vilei îi urmărește în continuare pe războinici. 9 atleți rămași în competiție pentru cele 2 trofee, unul la masculin, unul la feminin. Vedem finalul. Va fi oare ultimul? Doboară Gabriel, prima țintă, ratează Ion, mai doboară Gabriel odată. Ratează Ion. Cu toți săculeții pe care i-a avut, ajunge deja la minge Gabriel Nedelcu. Să vedem, continuă Ion să arunce. Gabriel și este punct pentru războinici. 9-4 scorul în acest moment. E un nou patru? Da. Să mă să termine treaba? Hai. Hai de aici. Voci faimoșii? Nu, roșii, roșii. Roșii! 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 E 8 sau 9? Hai. Haide. Hai, Costine! Hai, Costine! Haide! Hai, Costine! Hai, Costine! Haide! Hai, Costine! Hai, Costine! Haide! Hai, Costine! Hai, Costine! Hai, fratele! Haide! Hai, Costine! Hai, Costine! Haide! 9-4 conduc faimoșii în jocul pentru Vila. La start se află Costin Gheorghe și Cristi Dumitrache. Succes! 3, 2, 1... De un singur punct mai au nevoie faimoșii. Deocamdată războinicii nu se predau. După punctul reușit de Gabriel Nedelcu, 2 puncte are Gabi astăzi. 1 Cristi și 1 Nicola războinici. Costin a mers și el foarte bine astăzi. Bine, bravo, bravo, bravo! Hai! Hai, Costin, bravo, bravo! Pleacă primul Costin. Trage cablul, perfect, nicio eroare pe această porțiune a traseului. Ultima zonă cu doză de risc. Inelele. Și finalul. Începe Costin, cade ținta cu numărul 1, cade ținta cu numărul 2, ținta cu numărul 1 și la... Foarte bine la Cristi, ratează, Cristi e la minge, Costin aruncă și victorie pentru Costin. Victorie pentru faimoși în jocul pentru Vila. 10-4. Blestemul Vilei rămâne abătut asupra echipei albastre. Te-am auzit, fratele Lumesier? Fratele Lumesier. Băi, am... Băi, important că am trecut o săptămână pentru voi. Ia. Două cuvinte, pardon. Bravo! Bravo! Cred că cineva chiar pune blesteme până la cu vila asta, mă. Că nu, ce le mă trebuie să le pește, mă? Bă, o dată, bă, atâtea luni de zile. Bă, o singură dată, atât. Cred că atunci a fost vraja mai slabă. Băi, mă bucur foarte mult că ați reușit să câștigați vila. Adică și vizurilor foarte bine azi. Bravo. Bravo, vă. 3 puncte, nu? Da. Da. Și că ați reușit să duceți puncte. Se mărește diferența. Da. Știi, luați 3 puncte, se mărește diferența. Și de fapt nu. Statistic vorbim că suntem 2 băieți și o fată. 33% procentaj pe fete și 6% pe băieți. Deci 6-7 puncte pe băieți, 3-4 puncte pe fete. Azi a fost 3 puncte, foarte bine, 7. Eu nu știu ce a zis, dar... Foarte bine! Foarte bine a sunat. Ați văzut că ne-am mișcat foarte bine. Hai să facem un faimos și să ne cărăm acasă. Am împins, mai am acasă să ne cărăm. Hai, am avut! Faimos și ei! A fost o fie avutință și voi să vedeți unii. Hai la vila! Hai să mergem și noi. S-a terminat jocul pentru vilă. Ghici-ghicitoare cine a câștigat. Doamnelor și domnilor, zâmbesc și războinicii, sigur, asta era și ideea, să zâmbească toată lumea. Ghici-ghicitoarea mea, cei care au câștigat sunt faimoși. Bravo și vouă, ca de obicei, pentru că fără voi, ăștia nouă care ați rămas, n-ar putea să meargă mai departe Exatlonul, indiferent de diferențele de scor. Am avut până acum foarte multe meciuri strânse, a venit și un meci cu o victorie mai clară a lor, s-a nimerit tot la vilă. Mergem întâi la războinici. Cristi, e cred că unul dintre cele mai, să spunem, slabe meciuri ale voastre din ultima perioadă, are legătură și cu plecarea lui Mihai, poate? Așa este, Cosmin. Cel mai slab joc de până acum. Ne-am confruntat la ștafete, meciuri strânse, dar astăzi s-a întâmplat ceva. La mine unul se simte o durere la picior după duelul cu Mihai, dar sper să nu fie ceva rău să-mi treacă. Astăzi finalul nu s-a lipit de niciunul dintre noi. Am adus un punct eu, Nico cred că a adus 2 sau Gabi. Gabi 2, Nico. Gabi 2, Nico 1. Din nou, pentru a nu știu câta oară am pierdut vila. Dar am câștigat baraca. E poate replica, mă rog, nu a serii, dar replica zilei. Da. Ne întoarcem la cabană, mai facem un foc, mai discutăm, vorbim, încercăm să ne înveselim, dar suntem supărați pentru plecarea lui Mihai și țin să pun accentul pe plecarea lui pentru meciul de astăzi. Mulțumesc mult, Cristi, mulțumesc frumos! Nico, ce vrei tu să zici? Nimic. Nimic? Nu, trebuie să zici câteva vorbe. Ai luptat, e adevărat, ai dat și cu capul într-o țeavă, parcă. Dar, până la urmă, ai reușit să aduci un punct. Da, am vrut să iau acea țeavă la cabană, cu capul. Am înțeles. De ce? Vă mai trebuie ceva să construiți? Da, sau? Cine știe, poate mai construim ceva pe acolo. Nu a fost finalul nostru astăzi. Am încercat să luptăm până la capăt. Echipa roșie a fost mult mai bună decât noi astăzi. S-a văzut acest lucru pe traseu și la final. Mâine o luăm de la capăt, cum spun eu de fiecare dată. Luptăm pentru ceea ce va urma, pentru că ne așteaptă jocuri mult mai importante. Cred că ne-am obișnuit la cabană, cred că nu mai vrem să plecăm de acolo. Mulțumesc mult, Nico! Gabriel, cum explici totuși această diferență mare de scor, ținând cont de echilibrul care a existat până acum? Care crezi că sunt, să spunem, cauzele? E un meci destul de slab al vostru, trebuie să recunoaștem asta. A fost un meci destul de slab al nostru, s-a terminat scorul 10-4. Țin minte când am câștigat noi vila pentru prima și ultima oară, tot 10-4, dar în favoarea noastră. Astăzi se pare că ei au fost mai buni decât noi. Cred că s-a simțit oarecum și plecarea lui Mihai. S-a simțit și faptul că noi intram unul după altul pe trasee, ei aveau timp să se mai și odihnească. Condițiile noastre de la cabană nu sunt așa bune. Cred că sunt toți acești factori puși la un loc și din cauza asta poate că am avut un meci așa de slab astăzi. Mulțumesc mult, Gabriel! Au fost interviurile cu războinicii. Ne mutăm în partea roșie a decorului nostru de aici. Andrei Arsine. Andrei, o zi foarte bună pentru tine. Te-am văzut mulțumită, fericită. De ce râzi? Păi, de ce nu? Păi nu știu, dar trebuie să fie un motiv, mă gândesc, nu? Pentru că mereu mă întreb că sunt cu zâmbetul pe buze și radiez de fericire. Așa că acum să nu stric momentul, să fie la fel. Am înțeles, dar e supărată de fapt? Sau? Nu. Dar nu, ca să înțeleg. Nu, sunt chiar foarte fericită. Ești foarte fericită? Da. Am înțeles. O zi bună pentru tine. Da, se pare că a trecut acel nor de... acel nor negru care s-a abătut. Nu sunt nori, sunt nu, nu, se abătuse asupra mea un nor și n-am avut o perioadă foarte bună și mă bucur că am avut răbdare să trec peste. Mulțumesc mult, mulțumesc frumos! Costin, rămâneți la vilă, o poveste pe care și voi o să o țineți minte, la fel cum spunea și Cristi, ei au câștigat baraca cu mult umor. Da, rămânem la vilă, rămânem în condiții bune, cu mâncare bună, odihnă bună. Personal mă bucur astăzi că am trecut, să zic așa, de o pasă mai slăbuță de-a mea, săptămâna 17, care mi-a dat așa puțin la moral. M-a lăsat un pic în jos, dorul de familie și în special de copil m-a apăsat mai greu și am zis că dacă o să termin, o să trec peste săptămâna asta și o să încep bine săptămâna 18-a, voi da mai mult decât am dat până acum și așa cred că am arătat astăzi, sper să arăt în continuare. Pe lângă chestia asta vreau să felicit fetele pentru că au adus puncte și văd și ele cât contează punctele aduse de ele, pentru că diferența se face și mai mare și în rândul războinicilor vreau să zic că i-am simțit mai slabi decât prin plecarea lui Mihai. Pentru meciurile următoare vom avea tot așa o tactică, să spun, fără Mihai, dar schimbat un pic. Ok, mulțumesc mult, Costin. Ioane, au contat atât de mult punctele fetelor? Apropo de ce spunea Costin? Bineînțeles că au contat punctele fetelor, pentru că noi trei am pierdut câte un punct și fetele au adus câte un punct, deci noi le-am pierdut, ele le-au luat. Bineînțeles că fiecare punct contează și, cum am și vorbit, punct cu punct, punct cu punct, se ajunge la 10 și, uite așa, am câștigat de fiecare dată vila, mai puțin odată. Mai puțin, e una din, repet, situațiile da. rar întâlnite, dar asta e, face parte din joc până corect, la urmă. Corect. O să mergem așa la fiecare meci, încercăm să fim cât mai focusați, cât mai concentrați și deja la final se vede cum joci. Mulțumesc mult, Ioane! Kiki, Andreea mereu zice că mă iau de zâmbetul ei și la tine e zâmbetul. La tine e mai, cum zicem noi, când suntem la ședințele foto, dorim zâmbet cu dinți. La tine cu dinți, la Andreea e uneori și fără. Ești fericită, nu? Că rămâneți acolo. Da, sunt fericită. Chiar sunt fericită că ne ducem înapoi la vilă. Într-adevăr, te gândești de ce se întâmplă chestia asta și vrei să găsești un răspuns. Și nu există un răspuns foarte clar, oricât de mult ți-ai dori. Dar, da, într-adevăr, cred că astăzi chiar nu ne-a lipsit concentrarea, că n-am fost foarte concentrați pe ce am avut de făcut. Eu am avut o zi foarte proastă data trecută, m-am enervat foarte tare și m-am calmat acum. Și cred că asta s-a văzut și asta a făcut diferența. Da, a fost o zi mai calmă pentru tine, așa este. Și chiar asta îmi doresc foarte mult, să găsesc acel echilibru și calm de acum încolo, pentru că asta este cel mai important pentru tot ce urmează. Mulțumesc mult, Kiki! Mulțumesc frumos! Acesta a fost jocul pentru Vila. Am în final două anunțuri. Primul dintre ele legat de echipa câștigătoare de astăzi, care va avea parte de o surpriză! Al doilea anunț, de mâine, la Exatlon România, trecem la un alt nivel, la o altă etapă. Așa că vă invit să fiți alături de cei trei războinici care astăzi, cu umor, o spun din nou, au câștigat baraca și de faimoși care astăzi au câștigat vila. Voi i-ați câștigat pe ei, pe cei nouă. Vă mulțumesc, numai bine!